Bună ziua, dragii mei! Sunt Arătăla cu o nouă etalare pentru cei care vor să ascultă. O etalare foarte scurtă, cu mai multe numere sunt. Câte sunt? 5 numere. Vi le arăt imediat. Aveți de ales dintre 5 numere sau puteți să vă alegeți mai multe numere. Am spus și în titlu ce ați manifestat sau ce manifestați, ce manifestăm, cu ocazia portalului energetic 22.02.2022. Ieri am fost prinsă în Salvarea Murei dintr-o altercație cu Hansa și între timp am mai aflat plecarea din această lume materială a unei colege de ale mele artiste și din acest motiv n-am putut să vin cu etalarea la... Am vrut toată seara, m-am gândit la voi, dar nu am avut eu starea aceea potrivită. Așadar, vin acum. Vin acum că vibrația ține o perioadă și probabil că aveți nevoie de primi niște confirmări, niște mesaje. Sau dacă sunteți pe cale să manifestați, să puteți să investiți, eu știu, să vă concentrați pe această manifestare altfel. Sper să vă fie de folos. Acum, haideți să vă arăt cărțile. Deci am spus că aveți... Da? Câte sunt? 5, da? 5. 1, 2, 3, 4 și 5. 5. Vă puneți pauză. Da? Ia. Să vedeți mai bine. Și am zis, puteți să alegeți. Eu să zic un set de cărți sau o piatră pentru o anumită persoană sau un set de cărți pe o piatră pentru un anumit departament. Să zic că emoțional e unul, altul financiar, altul familial, altul prieteni, social, eu știu, aveți și voi, dar spiritual. Aveți posibilitatea, de data aceasta știți că de obicei fac 3, dar de data aceasta aveți ocazia. Dar vreau o etalare mai scurtuță, mai la obiect. O carte cu câteva explicații, eventual 2-3 în plus. Okidoki, da? Hai să începem cu numărul 1. Cei care ați ales aceste de cărți și piatra aceasta, caramel. Ah, Doamne, și sunt de o săptămână la regim. Un soi de regim alimentar. Abia aștept să mănânc o prăjitură mare, mare, mare cu caramel. Acum, hai să vedem ce m-a zis. La capătul setului de cărți, 4 de monede. 4 de monede, vă faceți griji, v-ați făcut griji pentru stabilitatea financiară, aveți de făcut niște planuri. Ați avut de făcut niște planuri, poate în continuare aveți de făcut niște planuri, dar iar griji și luna, frică. Hai să vedem ce manifestați cu ocazia portalului energetic 22.02.2022. Ce manifestați? Scurtuți, mai la obiect, așa. Ce manifestați? Nu, sunt multe, prea multe cărți. Interesant. 6. Ah, ce frumos! Vai, că am vorbit de caramel, ceva dulce, dulce vă așteaptă. 6 de cupe, 10 de cupe, 2 de cupe. Wow! Câte cupe faceți, mai cupe de, cu caramel? Dacă toate sunt cu caramel și bumbun, e minunat. Vai de mine! Asta manifestați. Întâlnirea cu un suflet pereche și nu doar întâlnirea, poate să fie și împăcare cu 6 de cupe. Dacă nu este împăcare, este un sentiment de recunoaștere. Că vă potriviți, da, Yin Yang, că vă potriviți, chiar dacă sunteți diferiți, diferențele dintre voastre se pupă. Se pupă. Și creșteți. Și creșteți spiritual împreună. Mai există o altă carte, 6 de cupe, care vorbește de o recunoaștere a faptului că simțiți că există o conexiune profundă între voi, că vă potriviți, că sunteți fericiți și 10 de cupe, da? Că sunteți fericiți, vă simțiți super fericiți unul în preajma celuilalt. Pua. Unii dintre voi care poate ascultați de mai mult timp tarot și aveți o creștere spirituală, simțiți și poate nu obligatoriu. Nici nu trebuie să ai foarte mare creștere spirituală în momentul în care te întâlnești cu un suflet cu care ai mai locuit, ai mai trăit niște experiențe într-o altă viață, aveți acest sentiment de déjà vu, déjà vu. Că îl cunoașteți de undeva, te cunosc de undeva, am în minte vocea ta,
Era, ce era? Era Ami cu Grasu, Fit Grasu, parcă. În fine, drăguță melodie care vine. Dar asta manifestați! E pe cale să se manifeste, Doamne ajută! Ia uite, trei de cupe, Doamne, dacă te cupe! Și vă și bucurați! Poate vă și întâlniți cu trei de cupe. Vai, dar ce frumos! Poate că ceva s-a întâmplat de Valentines, poate urmează de Dragobete, dar asta manifestați ce aș putea să spun mai mult decât că există corespondență emoțională, sufletească, spirituală, bănuiesc că și mentală, chiar dacă nu sunt. Ia uite, se dorește reciprocitate, 6 de monede, regina de spade. Regina de spade, persoană care în general își anihilează emoțiile din cauza dorinței de a fi în control, de a fi în rațiune, recunoaște. Recunoaște această, ia uite și împăratul, recunoaște această legătură foarte profundă. Împăratul este bărbatul divin. Elementul masculin, elementul, figura masculină sau energia, mai bine zis, energia masculină, că teoretic ar putea să fie și o femeie mai masculină, deși eu nu sunt de acord cu chestiile astea, dar energia masculină își dorește întâlnirea aceasta minunată. Ce manifestați? Vai de mine, ce frumos, alte cupe, alte ape, nu cupe, ape. Doi delfini, 14, 4 și cu 1, 5, schimbare prin creativitate, dar nu doar 14 înseamnă temperanță, da? Vindecare, vă vindecați rănile, traumele copilăriei anterioare din alte vieți, karma, împreună, stând împreună, fiind, bucurându-vă unul de altul. Împreună sunt, da? Sunteți doi delfini, fericiți, bucuroși, sexy, că știți că delfinii sunt tare sexy și sunt și glumeți, măi, și călăriți acest tsunami emoțional, e un tsunami emoțional, fantastic, după probleme, da? După multe probleme am văzut nouă de spade, da? Și aici acest câmp de furtuni, ați trecut prin multe furtuni. Păi, ce frumos! Și îngerii vă sunt alături, vedeți acum văd. Cel puțin pe unul dintre voi care poate este mai avansat din punct de vedere spiritual, da? Unul dintre voi este ghidat, este călărit de îngeri, este ghidat de îngeri. În ce sens călărit? În sens de controlat. Dom'le, nu faci un pas greșit pentru că avem noi un plan divin. Ce frumos! Și planul era să vă întâlniți, să vă întâlniți, urmează să vă întâlniți eventual. Pentru unii ar putea să fie, să zic și varianta asta, pentru că tot vine și cu regina de spade care sugerează posibil un divorț, da? Un divorț, dintr-o situație neechilibrată, unii dintre voi încheiați legătura cu, poate, o căsătorie cu un fost, ca să vă întâlniți cu un suflet pereche, un fost, o fostă, posibil și asta. Dar dacă a fost căsătorie cu un fost, o fostă, vă cam pregătiți de o, nu neapărat o nouă căsătorie, de o relație frumoasă cu un viitor suflet pereche. Dar sunteți între două suflete perechi, unii dintre voi, însă, eu simt totuși că v-ați întâlnit sau urmează să vă întâlniți după multe probleme, furtuni. Să vă întâlniți o pereche care vă va face foarte fericiți. Dacă ați ales pentru plan profesional, gândiți acest mesaj din această perspectivă. Că aveți niște colaborări care vă aduc multe bucurii, da? Eventual prieteni de suflet, care vă susțin. Depinde pentru ce ați ales aceste de cărți, această piatră. Hai să vedem numărul 2. Cei care ați ales numărul 2, da? Faetonul, vă doriți să lăsați în urmă o situație dezechilibrată, tăcerea. Tăcerea pe care poate
v-a impus-o cineva prin atitudinea sa super analitică sau v-ați impus voi această izolare ca să vă redresați, să vă reechilibrați și vreți să mergeți mai departe către steaua voastră, către destinul vostru. Haideți să vedem. Ce manifestați? Numărul 2. Numărul 2. Ce manifestați? Numărul 3. Am văzut chiar doi de spade, probabil că a fost blocaj, tăcere din niște motive ale voastre, ale cuiva. Dar întotdeauna să nu uitați că tăcerea este necesară, este binevenită ca să alegeți corect. 6 de monede. Hai să și clarificăm. Clarificăm 6 de monede. A trebuit să vă oferiți eventual timpul, resursele, în cel puțin două direcții. Cel puțin două direcții. Nu știu. Asta nu. Și asta v-a obosit eventual. Și v-ați hotărât să puneți capăt acestui dezechilibru care va extenua din punct de vedere fizic, posibil, vă simțiți obosiți, poate v-a scăzut și imunitatea și ce manifestați independența voastră, cu alte cuvinte, redresarea voastră, expansiunea într-o nouă direcție, ieșirea din cușcă. Pentru unii dintre voi, dacă ați fost într-un triunghi amoros sau nu neapărat amoros, poate să fie și profesional, să aveți două joburi, da? Acest stil, tocmai ca să vă faceți bani, va obosi. Și atunci trebuie să alegeți, că am văzut alegerile, da? Doi de spade la un moment dat, în timp ce amestecam. Trebuie să alegeți o singură direcție care va duce expansiune și independență. Una. Nu ai nevoie de două joburi ca să fii independent. Nu, chiar nu ai. Dacă știi ce să alegi și cum să investești, că am văzut și 7 de monede la un moment dat când a picat, dar erau foarte multe, și cum să investești, poți să crești cu spor. Domnule, doamnă, eu știu, ascultător. Dacă, repet, dacă a fost un triunghi de amoros, la un moment dat ați experimentat un sentiment de trădare, voi, cealaltă persoană sau și, toți trei, poate se pot simți toți trei trădați, dacă se cunosc, dacă știu de existența lor. Da? Și acest sentiment de trădare trebuie încheiat ca să se manifeste independența. Și în primul și în primul rând, ieșirea din cușcă, o gândire înaltă. 9 de monede, una dintre cele mai frumoase cărți. Preîmpărăteasă, bărbat, femeie, nu contează. Un personaj nu neapărat care face ce vrea. Da, face ce vrea, dar într-un mod foarte asumat. Este înțelept. 9, pentru mine înseamnă Jupiter. Și se ocupă de reușitele sale. Nu, hai să mă distrez în stânga-dreapta că sunt singură, singurel și hai să mă bucur de libertatea mea. Nu libertinaj, e o diferență între a fi libertin și a-ți asuma libertatea. Este o mare, mare diferență. La capătul setului de cărți, 8 monede. Posibil să munciți în acest sens. Dacă a fost și un divorț, munciți. Munciți. Văd o regină de monede, o mamă, o soție, niște lupte interioare. Voi știți exact cum se manifestă. Eu am spus mesajul pe care l-ați primit într-un anumit departament. Pare totuși mai degrabă muncă, familie, pentru că sunt monede, relații de lungă durată sau muncă. Dar, știu, voi știți la ce departament, pentru cine ați ales. Poate o anumită persoană. Poate o anumită persoană cu care ați fost într-un triunghi amoros și vreți să încheiați, gata, am pus capăt, nu mă mai interesează triunghiurile, da, vreau să fiu solo. Solo. Pentru că am foarte multe lucruri de făcut, am de transformat, am de discutat cu îngerii, cu spiritele înalte. Am de manifestat 4-5 de, da? O viziune înaltă. Expansiune pe mai multe planuri. Repet, pentru că nu înseamnă expansiune pentru mine în acest context. Și aveți multe lucruri de transformat. Cel puțin 3 aspecte. 3 aspecte ale voastre. Voi știți care sunt, diferă de la un om. Interesant, apare și o gărgăriță. Posibil această gărgăriță să vă aducă un partener, o parteneră în viitor care vi se potrivește. Da, casă și palatul de aur. Interesant, e o diferență, da?
Dar interesant este că totuși vine 23 și 27. Aici este evoluția. Hai să citesc cum au venit prima oară 27-23 și apoi vă transmit și celălalt mesaj. Dacă ați avut o casă cu cineva, da? Și a apărut un al treilea element care a fascinat pe unul dintre voi, nu contează care, al treilea, pentru că am vorbit de un triunghi. Și poate nu este a treia persoană, poate că aveți atribute sau responsabilități și față de o altă casă, să zic, două joburi, să zic, doi babysitter, dau un exemplu, da? Babysitter la două case, da? Nu, e prea mult, e prea mult. Că tot vorbeam de casă. Sau aveți casa pe care v-ați făcut-o cu soțul, soția și mai este familia unuia dintre ei, da? Dintre voi. Și este prea mult. Trebuie să puneți capăt acestui dezechilibru ca să vă puteți concentra pe casa voastră eventual și să o faceți specială. Interesant că aici este o colivie. Foarte frumoasă, e o colivie. De fapt, nu e o colivie, este... seamănă cu... Poate fi și o colivie, dar e o colivie deschisă din care ați ieșit. Ați ieșit. Adică ați ieșit dintr-o casă, din cele două, ca să vă concentrați pe stabilitatea voastră. Pe construirea unui palat de aur. Adică nu vă mai mulțumește așa zisa stabilitate. Vreți un pic mai mult decât stabilitatea de zi cu zi. Și asta e bine. Și asta e bine. Dar ca să ajungi la un palat de aur, nu poți să ai două, trei joburi. Pentru că te extenuezi, da? Dacă vrei să investești decorativ, financiar, emoțional, ai nevoie de o singură direcție. Nu poți să te irosești în prea multe. Acum, nu știu, sper că ați înțeles, da? Diferența. Acum mai este o altă variantă. Mi se pare o altă nuanță, neapărat variantă, o altă nuanță. Vedeți cu care rezonați. Pentru că totuși aici este un 9, da? 9 și 9. Poate că unii dintre voi ați oferit într-o direcție, să zic, în mai multe direcții, să zic, ca să vă faceți o casă super mare, frumoasă sau... Să vă construiți un vis. Visul vostru era să aveți o casă minunată. Dau un exemplu, dar vă rog, adaptați-vă mesajul. Vă dau un exemplu. V-ați dorit o casă mare, frumoasă, cu, eu știu, partenerul, partenera voastră. Și pentru asta ați lucrat iar în două, trei joburi, da? Știm. Până și doctorii au câte două, trei joburi. Dar, repet, asta v-a extenuat. N-ați mai avut timp de relație, n-ați mai avut timp de casă, n-ați mai, din cauza oboselii nu v-ați mai bucurat de ceea ce ați făcut, de banii. Păi, este și normal. Prea mult. Nu e normal. Toată ziua să muncești, scuzați-mi expresia, ca bou. Pentru ce? Pentru aur? Pentru palate? Nu se merită. Și unii cred că v-ați trezit la chestia asta. V-ați trezit la o altă realitate și v-ați hotărât. Nu, vreau să fiu... Dacă nu independent, să mă concentrez pe o singură casă, da? Pe casa mea și mai degrabă ar fi casa interioară. Pe casa și grădina interioară, pe mine. Pe dragostea și stima față de voi. Frumos! Și atunci închideți ușile și vă concentrați pe... Nu se știe ce în spate, da? Nu se știe. Dar e un nou, e o expansiune. Cine știe ce grădini minunate, ce călătorii astrale, ce lecturi spirituale, da? Frumos. Vedeți unde sunteți. Pentru că mi se pare fain. Nu, chiar e fain. Da. Interesant că la capătul setului de cărți aveți 26. Îngheț total. Probabil că a fost un îngheț emoțional în acest trecut. Ați înghețat emoțional construind ceva ce nu v-a satisfăcut. Din acest motiv a apărut și al treilea element. Al treilea element fiind ori epuizarea voastră fizică și mentală, ori o altă persoană care vă atrage, nu neapărat că vă tentează, vă atrage în sensul că vă inspiră într-o nouă direcție, vă inspiră dorința de libertate asumată, de creștere personală. Mi se pare foarte frumos. Acum vedeți unde sunteți, pentru că sunteți oameni și oameni, fiecare la un anumit nivel, dar dacă luați mesajul cum se cuvine și manifestarea mi se pare foarte faină. Sper că v-a plăcut.
Okidoki, să vedem numărul 3. Cei care ați ales acest set de cărți? Dragii mei, voi știți ce set de cărți e ăsta? A? Știți? V-a plăcut că e roșu? Haideți să vedeți. Carmelion, Carmelion, parcă așa zice, tot timpul uit. Tot timpul uit. La capătul setului de cărți, 8 de cupe, lăsați în spate, da, stresul. Probabil că, da, ați fost, ați vrut să manifestați o întâlnire cu cineva. Probabil. Persoana aceea era poate în plus la un moment dat și din cauza faptului că era în plus v-a stresat. Sau aveți pe cineva în preajmă și a avut o altă persoană foarte tentantă cu care rezonați foarte bine din punct de vedere erotic, sentimental, emoțional, că sunt trei de cupe, și asta v-a stresat foarte mult. V-ați făcut griji cum să manifestați întâlnirea cu acest suflet pereche, pentru că e suflet pereche, dar cu trei de cupe, pentru că a fost un refuz. A fost un refuz. Vedeți cum se așează, nu știu, acest mesaj în viața voastră. Dacă nu se potrivește, încercați altul. Aceste cărți sunt cu vibrație sexuală. Hai să vedem. Ce ați manifestat cu ocazia? Mă, ce grăbi sunteți. Vai, 9 de monede. Interesant, ce frumos. Și manifest. A clarificăm 9 de monede. Deci, în primul și în primul rând, manifestați independență. Cineva vă adoră. Cineva vă adoră atât de mult că s-ar mulțumi și cu o buclă. Buclă. Însă, wow, dar cineva adoră împăratul. Aici este. E o persoană foarte posesivă și voi vreți să fiți independenți. Independente. Pentru că de obicei 9 de monede o energie feminină, e preîmpărăteasă, dar nu e obligatoriu, poate să fie și bărbat, da? În primul și în primul rând aveți pe cineva de care vă simțiți foarte atașat, atașată, sau poate ei se simt și ar trebui să, poate ei se simt atașat de voi și voi vreți să fiți independenți și vreți să tăiați stringul, da? Cineva încearcă să taie legătura, dar poate să mai încerce și altceva. Să păstreze o părticică din voi, dacă citiți inteligența materiei de cum e ce, Dulcan Ionescu? Tot timpul încurc. Să mă ierte că îi încurc numele. Sunt un pic mai zăpăcită, dar bănuiesc că știți despre cine e vorba. Constantin Dulcan Ionescu, parcă așa am zis bine, nu? Ionescu zice? Da, inteligența materiei. Dar cine vrea o bucățică din voi, cât ar fi, eu știu, din hainele voastre, nu neapărat că vă face ceva, dar are nevoie de un pic de energie, cât de mică de la voi. Din cauza că este foarte posesiv, posesivă. Ideea este că dacă sunteți doamne preîmpărătese, aveți în preajmă un bărbat care e super obsedat, dar nici nu arată. E în control, nu vrea să arate câte emoții are pentru voi, cât de atras. Înțelegeți că nu pot să vorbesc eu la capătul setului de cărți, soarele. Mai vreți o clarificare? Da? Soarele este nearătat. Dragostea aceasta teribilă este nearătată. Din ce cauză? Din frici, frica de a-și pierde controlul, da, în fața emoțiilor și totuși este dor de voi. A fost un refuz clar, 8 de cupe. A fost un refuz. Este dor de voi. Acestui bărbat eventual sau acestui personaj. Hai, mai dăm o carte totuși. Ce manifestați? Dacă sunteți independentă, doamnelor, și vă eliberați de o persoană foarte posesivă, vă atrageți bărbatul divin, încă un mesaj, pentru că preîmpărăteasa și cumpăratul, da? Vă atrageți. Am zis, tăiați legătura cu cine, eu știu, v-a ținut pe loc? Cine a încercat să vă domine? Eliberați-vă de acea legătură, pentru că vă așteaptă o legătură puternică în viitor. Hai să mai vedem încă o carte. Nu, sunt prea multe. Mai dăm o singură carte. Am văzut dorința cuiva de a vă avea pentru ei, doar pentru ei, și puterea voastră de a vă elibera de această, aș zice, nu această, acest egoism al cuiva. Cineva și-a dorit să vă aibă, nu că nu se simțea atras, dar mai mult din motive egoiste, nu atât de sentiment. Wow! Wow!
împăratul și împărăteasa. Și preîmpărăteasă. Deci vă așteaptă. Vă așteaptă cuplu divin în curând, la capătul setului de cărți, regina de spade. Regina de spade care, în general, se separă. Da? În general, divorțată, văduvă sau, eu știu, o persoană care, dacă este deranjată de ceva, spune. Nu se sacrifică. Nu se sacrifică. Ce nu-i convine, spune. Și probabil că lucrurile n-au mai mers într-o anumită direcție. Da, lucrurile n-au mai mers într-o anumită direcție. A apărut o nouă dragoste. Uite, regele de cupe și asul de bâte. A apărut o nouă dragoste. Apare. Apare, pe care să apare, nemanifestat. Dar dacă eliberarea de persoana veche se face în timp util, vă puteți bucura de această manifestare. Rămâne, variază de la om la om cum se va manifesta această întâlnire de gradul cât? 10? Gradul 10. Împăratul și împărăteasa. Pentru că în momentul în care tăiați legătura cu acel personaj, care, bărbat, femeie, nu contează, care tot încearcă să vă ia o bucățică de energie, da, știți în principiu, v-am mai explicat la lună plină ce trebuie să faceți, mai căutați în playlist. Nu trebuie să faceți vrăji, pentru că vrăjile sunt niște prostii. Nu, este suficient să faceți acele intenții de mai multe ori, pentru că stringurile nu se taie o singură dată într-o singură ședință, ci de mai multe ori, pentru că stringurile astea pot să fie ca niște funii, eu așa le văd, ca niște funii foarte groase. Da? Și atunci mai tai încă o ață, da? Funia foarte groasă, nu poți să o tai din prima. Depinde cât timp a stat în preajma cuiva sau cine, da? Dar, repet, devenind independente, că nouă de monede e o persoană independentă, vă atrageți perechea divină. Wow! Cineva vă adoră. Și dacă până acum n-a arătat, vă va arăta la un moment dat. Vă va arăta. Ce manifestați? Perechea divină. Ce poate fi mai interesant? Un cuplu super puternic. Nu puternic, super puternic. Și din punct de vedere sexual, evident, puteți să creați. Dar prin sexualitatea voastră, dacă știți să o folosiți cum se cuvine și să o onorați ca fiind energie spirituală, puteți să manifestați abundență pe toate planurile și succes pe toate planurile, nu doar satisfacție sexuală, chiar dacă este un set de cărți cu vibrație sexuală. Pentru că aveți împăratul și împărăteasa, aveți kundalini aici. Doamnelor, prin voi se trezește kundalini. Sau în voi se va trezi, pentru unele dintre voi, se va trezi kundalini. Dacă sunteți cu bărbatul potrivit, nu cu oricine se trezește kundalini, nu apare la orice aventură, dragii mei, confundați cu obsesiile sexuale. Da, asta e, ar trebui să mai fac niște etalări, nici nu etalări, prezentări despre lucrurile astea. Kundalini nu se trezește decât prin partenerul divin. Încă un mesaj. Ce manifestă numărul 3 în această perioadă? Cu ocazia portalul energetic 22-2020. Sunt multe. Una. Nu avem nevoie de mai multe. Maxim 2. Ha. Manifestați o dragoste stabilă. Dragoste unică. Da, trebuie să ieșiți, interesant, vedeți? Trebuie să ieșiți, aici este stuck. Sunteți, trebuie să ieșiți. Eu cred că e ține de energia trecutului, de acel personaj care, sau situație, dar e personaj, clar, totuși, e un personaj. Că vă culcați cu acest personaj, că nu vă culcați, este, v-am zis, ea din, sau a luat la un moment dat, dar, repet, nu vă fixați pe aiurel că v-a făcut vrăj, nu toată lumea se ocupă de așa ceva. Să fii serios. Adică nu trebuie să faci vrăj ca să iei din energia cuiva. Nu, pur și simplu, poți să ai fantezii sexuale și ai luat din energia omului una, două.
dacă omul nu știe să protejeze. Dar trebuie să ieșiți din acest noroi. Sunteți deocamdată în această... Sau, ați fost? Ideea este, hai să vorbim, ați fost în noroi, ați mișcat greu și un noroi e o chestiune emoțională de apă și pământ, da? Și aveți aici pământ, nouă de monede, apă și pământ. Sunteți puternici. Sunteți puternici, puteți să ieșiți în acest noroi dacă vreți, puteți să vă eliberați de acea legătură, de acea pasiune. Poate să fie și o adicție sexuală. Da, poate să fie. Dar, dragii mei, nici nu se compară cu relația care, ia uite, urmează să vă transformați. Urmează să vă transformați. Metamorfoză. Da. Și sunt două. Ce sunt niște ibești, nu? Sunt două păsări. Odată transformate voi, vă atrageți și bărbatul care se transformă în paralel, chiar dacă nu e cu voi, da? Și invers. Și invers. 2 și cu 4, 6. În acest an, interesant, trebuie să ieșiți din acest noroi. Interesant că 9 invers este 6. Da? Este 6. Aici este, doamnelor, trebuie să fiți deasupra, în mod special. Deasupra, nu, dragii mei, nu poziții sexuale, nu. Să vă ridicați, să nu vă mai lăsați dominate. În ce sens? Și repet, nu vorbesc de poziții sexuale, e vorba de o anumită vibrație. Da? Și odată eliberate, în acest an, aveți multe șanse, veți vedea, să vă întâlniți cu perechea divină. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Bărbați, femei, nu contează. Acesta este mesajul pentru cei care ați ales aceste de cărți. Asta manifestați. În cât timp se va manifesta, iar variază de la om la om, dar asta se manifestă. Poate v-ați pus intenții de curând, de cine știe cât timp. Da? Și acest portal vă pregătește. Pentru ce am zis. Numărul 4. Cei care ați ales numărul 4 și ia uite această piatră gri. Seamănă cu ochi de... Interesant. Soarele. Fericire. Wow, ce frumos. Și împăratul și voi. În primul și în primul rând. Poate că unii dintre voi sunteți niște persoane logice, raționale, bărbați, eventual, tehnici, logici, la care vreți să munciți, să vă lansați afacerea voastră, să vă bucurați de autoritate, da, autoritate maximă și cât mai mare. Pentru unele dintre voi, văd bărbatul divin. Nemanifestat rămâne de văzut. Dacă se manifestat, adică nemanifestat în curs de manifestare, pentru că este într-o zonă a nevăzutului. Hai să vedem. Ce manifestați? Cu ocazia portalului 22.02.2022. Iac! Va! Asul de bâte, a? Asul de bâte, mai. Nesătulilor. Da, asta e, așa a venit. Patru de cupe la capătul setului de cărți. Este un soi de supărare, e o ocazie pierdută, cineva se simte. Ia, împăratul. E un bărbat. Un bărbat în autoritate care a vrut să fie în autoritate, care s-a concentrat foarte mult pe bani, care acum simte fericirea. Simte fericirea, simte atracție, simte exuberanță, simte că poate să fie copil, că poate să fie, să vibreze la alte vibrații. Dar nu s-a exprimat această atracție, nu s-au exprimat aceste sentimente și teoretic ar trebui să vină cu un comentariu emoțional. Dar nu l-a făcut. Și din cauza că nu l-a făcut acel comentariu, nu a exprimat ceea ce simte, s-a pierdut ocazia. Și totuși, hai să vedem, asta o debute, apare ceva nou. Poate că toate aceste lucruri țin de un bărbat divin. Poate lăsați în urmă un bărbat divin, doamnelor și domnilor, o femeie încăpățânată,
față de care ați simțit fericire, dar poate a fost prea încăpățânată, prea orgolioasă, prea concentrată pe bani, da? Bărba, femeie, nu contează. Și apare ceva nou, pentru că este o ocazie pierdută totuși aici. Lăsați în urmă. Hai să vedem. Asul de bâte. Clarificăm asul de bâte. Asul de bâte poate să fie o idee la locul de muncă, depinde pentru ce departament ați ales aceste de cărți. O idee, o pasiune, dar clar, dacă e o persoană, va atrage persoana aceea la maxim. Interesant, ar putea să fie pe lângă casă sau această atracție să vă dea această dorință de a... Interesant, judecata. Dorință de a vă așeza la casa voastră, iar pasiunea atât de mare sau o idee cum să faceți casă. Repet, poate să fie și la locul de muncă. Vedeți unde vă așezați acest mesaj, dar manifestați o nouă pasiune. Interesant, Jack și vrejul de fazole. Puneți o sămânță, ați însămânțat o idee și acum crește, într-o formă sau alta, energetic. Ați spus un cuvânt, ați făcut un gest față de cineva și acest personaj a început să aibă atracție teribilă, din ce în ce mai mare, de la zi la zi. Posibil să fie ceva legat de casă, pe lângă casă, în preajma casei. Sau urmează să se construiască această casă într-o formă sau alta. Judecata. Sunteți chemați să renașteți într-o nouă direcție, într-o nouă pasiune. Dacă ați pierdut ocazia, repet, cu acel personaj care s-a controlat, da? Sunteți chemați într-o formă sau alta prin această nouă pasiune, nouă atracție, nouă scânteie, nouă idee, cum vreți voi, să renașteți. Dar trebuie să vă ascultați și intuiția. Intuiția vă spune să sădiți ceva. Probabil că ați marcat ceva la lună nouă, da? Și repet, acum crește ca la Jack și frejul de fasole. Posibil, iar cu judecata, nu pot să exclud nici varianta aceasta, dacă s-ar pierdut ocazia în trecut, se dorește împăcarea și manifestarea unui nou stadiu în relația dintre voi și cineva. Interesant, pentru că acest personaj, afară de fericire, simte că are multă dragoste. Da, iar comunicare, se dorește comunicarea după o perioadă de stagnare. Sau, cine, veți trăi și veți vedea cine e acest personaj, sau poate și știți, acest personaj, ia uite, vrea să manifeste ceva nou. O nouă perspectivă, de fapt, spânzuratul asta e o nouă perspectivă. Mai dăm o carte. Asul de bute. Clarific masul de bute și judecata. Da, uite. Dar a venit pe orizontal. Au fost griji. Acest personaj a făcut griji, foarte multe, poate și voi v-ați făcut griji cum să renașteți după acel refuz, poate v-a fost rău, v-ați pierdut, nu să ai mințile, dar liniștea sufletească și mentală după acel refuz. A fost totuși un patru de cupe, înseamnă refuz, da? Pentru că cineva n-a vrut să arate dragoste, fericire, emoție. Repet, împăratul pune de multe ori, nu și nu doar împăratul, dar în mod general, da, am zis bine, în mod general, cei care au control, am văzut și regele de spade și împăratul, da? Cei care vor să țină controlul și nu vor să exprime, creează multe traume emoționale și mentale și celor din jur și lor, într-o formă sau alta. Dar e frumos, pentru că după 9 de... începe să vă eliberează acest stres. Și e fain. Dacă voi vă eliberați de stres, renașteți într-o nouă direcție. Repet, pasiune, hobby, o nouă relație, măi. Ori vă îndrăgostiți de cineva, simțiți atracție față de cineva sau cineva simte față de voi și începe să rezonați, că văd că doamna se cam atinge de bâtă, așa, un dans frumos la bară. Dar, adică, e reciproc atracția, da? Ia uite, la capătul setului de cărți, iar apare împăratul și soare. Posibil să fie o împăcare cu cineva. Exact formatul respectiv. Posibil, da? Să fie împăcare cu cineva care va refuza și acum vrea să renască legătura dintre voi. Judecă, judecă. Adică nu se mai stresează, judecă. Și cu asta, ocazie, își ascultă și îngerii și intuiția. Și uite, așa manifestă, de fapt, creștere spirituală. Dacă până acum a fost doar un bărbat sau un personaj încăpățânat, căpos, da? Rațional, acum are parte de o trezire spirituală. Da? Asta e. Hai să vedem. Pentru unele dintre voi, acest împărat cu numărul 4, asta e de la blănița mea, poate să sugereze, de fapt, nu neapărat un împărat, un bărbat, un, da, o figură masculină, poate să fie dorința voastră de control.
De control, da, de a intra în controlul vieții voastre. Să nu mai munciți pentru altcineva, că văd aici 8 de monede, dar să nu mai munciți pentru alții, să munciți pentru voi. Să fiți în controlul vieții voastre. Vedeți ce și cum, da? Ce manifestați în această perioadă? Numărul 4. Talismanul, interesant. Talismanul. 49. Protecție. Asta e. Protecție. Protecție divină. 4 și cu 9, 13. Transformare. În această, sunteți într-o perioadă de transformare, că se vede când ați avut niște probleme, da? Renaștere. Moarte și renaștere. 13 înseamnă moarte și renaștere. Și sunteți atrași într-o nouă direcție, pe o nouă cărare. Dar pentru asta trebuie să fiți în echilibru și trebuie să aveți ceva, voi știți, trebuie să găsiți ceva care vă protejează. Interesant, vedeți, sunt două floricele. Sunteți într-o nouă călătorie către sufletul vostru pereche, da? Către perechea divină. Poate că ei vin înspre voi, poate voi sunteți direcționați să renașteți, repet, într-o nouă direcție, să lăsați grijile, chiar dacă, da, vedeți cum le sunteți, da? Spark, idee interesantă, o chestie creativă. Poate unii dintre voi faceți muzică sau cineva face muzică cu bâta, clar, cu bâta, o persoană foarte creativă. Interesant, spark, scânteie, scânteie de creativitate. Fiți creativi în această nouă direcție. Iar creativitatea ține de sămânță, de a sădi ceva frumos care să crească. Să aducă abundență în viitor. Scânteie, scânteie de divinitate, scânteie de creativitate, de artă. Și uite, așa puteți să renașteți. Poate vă faceți griji pentru un proiect, unii dintre voi. Sau pentru o călătorie care ține de, eu știu, drumul vostru artistic. Și dacă sunteți pe un drum de acest gen, aveți idei cum să... Da, manifestați. Probabil că v-ați făcut griji. Eu să zic, dau un exemplu, da, ca să înțelegeți. Aveți de făcut o expoziție, un album și vă faceți griji. Vă faceți griji. Aoleu, reușesc să-l fac la timp, știți? Că vorbim de creativitate, de artă, pentru că sunt niște cărți care arată și lucrurile acestea. Nu doar abundență. Fizică, profesională, financiară, dar în mod special sunt mesaje care țin de creativitate. Și atunci, vreau să zic... Vreți să faceți o expoziție sau să lansați un album de muzică, că tot avem vioara, da? Și vă faceți greșit. Brusc apare ideea. Apare ideea sau muza pentru unii dintre voi și începeți și, și creați, creați și renașteți și tot creșteți, da? Mesaj, cântec după cântec. Atunci ar putea să fie acest talisman, să fie persoana care vă inspiră. Oricum, o persoană care vă protejează și vă inspiră în același timp. Oricum, în călătoria voastră și manifestarea voastră acestui proiect, protejați proiectul și protejați-vă și pe voi prin ceva. Voi vă alegeți obiectul, da? Da. Și nu uitați să vă concentrați și pe detalii, pentru că sunt niște lucruri neclare, au fost niște lucruri neclare. Acum vedeți, adaptați-vă mesajul. Dacă are legătură cu o relație, dacă are legătură cu un personaj, dacă are legătură cu un proiect, vedeți și voi. Pentru că sunt cărți frumoase și mă bucur foarte mult că la toată lumea au apărut mesaje frumoase. Haideți să vedem cei care ați ales numărul 5, da? Sau pentru ce departament ați ales acest număr 5, acest cristal, quartz alb. Așa. La capătul setului de cărți, 4 de spade și 9 de băte. Au fost niște blocaje din partea unui personaj față de care simțiți foarte multe emoții, o persoană foarte emoțională, dar probabil că a fost interesant și distanță. 8 de bâte, 3 de bâte, distanță mare între voi și această distanță în sine a creat un blocaj. La acest lucru meditați. Poate meditați și la blocaje,
Am zis și la, nu doar la distanță, și la dragoste, și la speranță, și la blocaj. Aveți multe lucruri la care trebuie să meditați. Poate că a fost și o boală a cuiva. În fine, haideți să vedem. Ce manifestați cu ocazia acestui portal? Ideea este cu 9 de spade. Poate că ar fi bine să și meditați un pic mai mult, să vă rugați, să... Ia să vedem. Da, au fost niște blocaje. În primul rând, blocaje mentale. 8 de spade și 9 de monede. Sunt două personaje diferite. Dacă cumva vă regăsiți în ambele cărți, asta e. Dar eu văd două personaje diferite. Unul care se simte blocat în niște programe mentale, într-o colivie, în tradiții, într-o căsnicie pentru unii dintre voi, pentru că 8 înseamnă casa căsniciei pentru mine, și celălalt independent, bine mersi, bine mersi, care se concentrează pe abundența sa, pe creșterea sa spirituală, care a ieșit din aceste programe tradiționale. Și voi și cine e aici, oricând se poate dezlega, pentru că nu este legat, este doar o iluzie, o impresie. Trebuie să iasă din impresii. La capătul setului de cărți, îndrăgostiți, iată-te, îndrăgostiți și nouă de spade și tăcere. Da, e o tăcere. E o tăcere. Un abandon. Dar, de fapt, este o lecție spirituală din care aveți de învățat. Nouă de spade, asta vă îndeamnă. De fapt, nu. Eremitul vă îndeamnă la analiză și la a înțelege lecția spirituală și din boală și din tăcere și din stagnare și din blocaj. Înțelegeți că Dumnezeu lângă voi și își dorește să fiți lângă un partener, parteneră, potrivit vouă. Dacă nu vă simțiți fericiți aici, de ce mai stați unii dintre voi? Repet, poate e alt personaj. Dacă e alt personaj, aveți de ales. Independența voastră sau să vă lăsați blocați și voi de energia acestui personaj, pentru că oamenii blocați vă atrag în blocajele lor, da? E logic. Adică nu doar logic, e experimentată. Vă zic din experiență, da? Aveți parte de oameni care nu pot să manifeste, încet, încet intrați și voi în energia lor. Așa că lăsați-i. Concentrați-vă pe abundența voastră, pe creșterea voastră și veți manifesta altceva. 8 și 9 e o evoluție, da? Repet, puteți să fiți voi, varianta voastră negativă, varianta voastră pozitivă. Sau două personaje diferite. Pentru că văd totuși două persoane. Ideea este că trebuie să alegeți. Hai să și clarificăm. 8 de spade, ce manifestați? De ce acest 8 de spade? Dar e frumos că a venit cu 9 de monede. E minunat. 8 de spade. Iubiți-vă, învățați-vă să vă iubiți. Bărbați cu mine contează. Și în momentul în care vă iubiți, repet, nu trăiți o viață de libertinaj, pentru că multă lume incultă, ignorantă și invidioasă își închipă că dacă ești singur, vai, dar ce mai faci, ce te duci cu toată lumea, te culci cu toată lumea și eu știu, dai cu banii de pământ. Nu, aceasta este o carte a libertății, a independenței asumate, înțelepte, inspirante pentru alții. Ia uite, spânzuratul. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, să vă găsiți credința și să ieșiți din aceste legături. O legătură, programe, ce-o fi? Programe mentale. Pentru mine asta e programe mentale. Ia uite. Wow. Trebuie să alegeți, ia uite. Să ieșiți din starea aceasta de depresie, o relație toxică. Sunteți într-o relație toxică care vă aduce multe dezamăgiri. Sau personajul acesta aici este. Și acest personaj suferă și vă proiectează suferința lor peste voi. Înspre voi, vreau să zic, înspre voi. Suferința, depresia, da? Dacă ați pierdut ocazia, să zicem, dacă ați pierdut ocazia de a fi cu acest personaj, bucurați-vă! Un șut în fundul pasă înainte, așa se zice. Sau rejection means protection, da? Respingere înseamnă protecție. Alegeți, aveți ocazia. Dacă acest personaj va refuza, pentru că apare și un refuz pentru unii dintre voi, pentru că este în această stare de depresie, de rană, traumă emoțională, mentală, din care nu poate să iasă, pentru că intră în legătură karmică, da? Dacă va refuza, wow, cu atât mai bine, alegeți-vă calea, independența, expansiunea.
Victoria. Dar, hai să clarificăm și 9 de monede. Dar și ei trebuie să aleagă. Ori să vă aleagă pe voi, independente, independenți, ori să stea în această relație toxică. Pentru că tot este 2022 și vorbim de un portal 2022, da? Așa au venit. Dați foarte multe, dar aici este. Vindecați-vă de acest personaj, meditați la această lecție, meditați la 3 de spade. Care este lecția, adevărul? Care e legătura cu spiritualitatea? Aici nu e nicio legătură spirituală, aici este adicție. Adicție 8 de spade, adicție diavolul, aici este. Meditați la acest lucru și alegeți. Acum, au venit cărțile, văd un 6 de băte. Puteți să mergeți înspre victorile voastre, dar au venit foarte multe cărți. Probabil că aveți totuși ceva de transmis. Trebuie să creșteți, să vă transformați, să fiți puternici. Bărbați, femei, nu contează. Acum, în primul și în primul rând, asul de cupe. N-are rost să mai citesc, pentru că sunt nu știu câte cărți. Da, sunt foarte multe cărți. Foarte, v-ați mințit. V-ați mințit într-o relație, da, cineva v-a mințit, ia uite, hai să vă arăt, 6 de bâte. Cineva, probabil egoist, a încercat să atragă atenția, dar cum a atras atenția? Inițial a fost o atracție fizică, cu regele de bâte și 6 de bâte, atracție fizică. Dar pe urmă se descoperiți că de fapt apare tăcere, apar confuziile, apar secretele, apare fuga de implicare. Da? Trebuie să puneți capăt acestui. E un capitol. Probabil acest personaj să fie la distanță, dar vai, dacă câte cărți au venit. Toate exprimă tăcere, confuzii, secrete, minciuni, strategii, jocuri mentale, da? Ale unui personaj care probabil că asta a învățat în relațiile karmice pe care le experimentează. Obsesive, adictive sau relații karmice. Poate că e căsătorie și în acea căsătorie a învățat să se poarte așa. Și dacă nu e căsătorie, nu trebuie obligatoriu diavolul să fie căsătorie, deși unor poate să fie. Este pur și simplu tendința cuiva de a fi obsedant. 8 înseamnă 8 de spade, înseamnă obsesie mentală, obsedant, adictiv, toxic, un program mental. Și atunci, încheiați acest capitol, dragii mei, meditați la toate aceste lucruri. Ați văzut câte cărți au venit la voi? Ia ascultați la celelalte numere, să vedeți câte cărți au venit aici și câte acolo. Da? Dar le citesc repede, ca să nu intrăm în prea multe... să nu depășim timpul. Dar ideea este, începeți un nou capitol în care vă iubiți. Și odată independente, vindecate și iubindu-vă pe voi, bărbați, femei, nu contează, da, bărbați, femei, nu conta. Atrageți o nouă dragoste. Atrageți o nouă dragoste. Interesant, aici este un uriu, aici este un corubel. Deci va veni, veți primi mesaje divine. Dar primul lucru trebuie să vă vindecați, să vă apreciați, să vă concentrați pe independența voastră și va veni și o nouă dragoste. Va fi o nouă dragoste. Asta manifestați, dar aveți încă de meditat și de vindecat acest trecut. Scuzați-mi expresia. Dar știu cum e, că și eu am avut așa experimente, să zic, nu erau ale mele când mi-am dorit așa ceva, probabil experimentele altora, că acești oameni sunt experimentali, experimentează adicția, obsesia, fără să conștientizeze ce fac. Este experimentul lor și experiența voastră. Încă un mesaj pentru cei care au ales, dar, repet, uitați-vă, vedeți aici puterea, fiți puternici. Ați avut de luptă sau trebuie să luptați și cu orgoliul vostru și cu fricile voastre și cu multe, dar și după aceea, cum veți fi? Wow! Veți străluci! Bărbați, femei, nu contează. Iar transformare. Ce manifestați cu ocazia acestui portal energetic. 22, scuzați-mă, a început la 2-a 2-a, probabil. Ascultați, iau.
Ați călătorit prin deșert. Deșertul ține de căldură, da, multă pasiune. Am văzut regele de bute și aici, regele de bute în deșert. Într-un deșert emoțional. Dar aveți nevoie de apă, vedeți asta de cupe, aveți nevoie de apă, de emoții. Și călătorind în deșert, unde vă duceați dacă vă cuplați cu acest personaj? Doi cactuși, da? Doi țepoși. Da, știți că eu mai comentez așa, da? Doi țepoși. Ascultați, listening. Ascultați, Marea Preoteasă, ascultați ce vă zice intuiția, ascultați, iautați, ce vă zic îngerii. Îngerii, ascultați, patru de spade stă și ascultă, meditați. Aveți și muzică aici, ascultați muzică de meditație, muzică de vindecare. Ascultați pentru că ce vă aduceți aminte, eu știu, din toate lecțiile bune pe care le-ați auzit în stânga, în dreapta, da? Cine v-a învățat? Transformați-vă mintea și mergeți către o nouă variantă a voastră, mai bună, vindecată, un nou capitol. Repet, poate să vină cineva. Dacă vine cineva care vă oferă o nouă dragoste, ce frumos ar fi, ascultați-i. 5 cu 3, 8, da? Vă transformă viața această nouă dragoste. Dar până una alta, nu mai aștepta să vă salveze nimeni, vă spun de câte ori pot. Nu mai aștepta să vă salveze nimeni. Salvați-vă voi prin credință față de Dumnezeu, de ce vreți voi să credeți. Eu cred în Dumnezeu, în Iisus Hristos. Voi știți ce credeți. Asta nu înseamnă că nu fac yoga, asta nu înseamnă că nu fac reiki, ba nu, le fac. Sunt, nu mai zic de sufism și de alte lucruri, alte direcții, dar totuși la bază eu rămân creștină. Voi știți ce rămâneți, ce sunteți, dar ascultați îngerii, ascultați intuiția. Ascultați-vă sufletul, sufletul vostru cere vindecare, dragoste. Ascultați-vă. Ascultați amintirile pe care le aveți ancestorilor, comunicarea cu ei, cu străbunii. Trei și cu unul, patru. Probabil că unii dintre voi ați avut de-a face cu un împărat, cu un personaj foarte încăpățânat și foarte fixist, încăpățânat, adică nedoritor să se deschidă. Obsedat de dorința de control, n-aș spune stabilitatea, aș zice cu dorința de control, după cum au apărut și celelalte cărți. Vi le-am arătat, dați în urmă, vă uitați. Ia uite, Moonlight. Ascultați-vă emoțiile. Asul de cupe. 5 și 1, 6. Ca să puteți să fiți în armonie. Să puteți manifesta. Trebuie să schimbați ceva, să schimbați această energie ca să puteți manifesta independența voastră, creșterea voastră spirituală, vindecarea voastră, un nou capitol și eventual, la un moment dat, încet, încet, încet. Deci astea sunt primii pași. Manifestarea nu înseamnă înseamnă foarte multe, dar manifestarea se manifestă în mai multe, pe mai multe nivele, prin mai mulți pași. Este un pas. De fapt, sunt mai mulți. E o etapă. Da? E o etapă. E un capitol, de fapt, cu lumea. E un capitol. Posibil să fie și distanță între voi și legătură online pentru unii, dar nu obligatoriu. Dar, destul de complicat, destul de încărcat la voi. Dar, eu vă doresc succes și dacă până acum n-ați ascultat îngerii, intuiția și divinitatea, e cazul pentru unii dintre voi. Cam atât. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau!